Bă, de ceva timp mă tot gândesc să-mi cumpăr un apartament. Bine, nu că aș avea bani să-mi cumpăr un apartament, dar întotdeauna există varianta unui credit pe 30 de ani. Vorba aia, oricum plătesc chirie, mai bine plătesc rată, iar la sfârșit rămân cu apartamentul. Deși, dacă stai să te gândești puțin, lucrurile nu mai sună chiar așa bine când îți dai seama că de fapt în primii 10 ani plătești doar dobânzi, iar la sfârșit când rămâi cu apartamentul, l-ai plătit deja de 2 ori. Motiv pentru care, până acum, am avut o reținere să o iau pe calea creditului pe 30 de ani. Dar cu toate astea, ideea de a-mi cumpăra un apartament al meu, pe care să-l amenajez după gusturile și preferințele mele, în care să-mi fac și un mic studio din care să fac live-uri pe YouTube și unde pot să dau gaură în perete fără să-mi fac griji că urlă proprietarul la mine, mi-a rămas acolo în colțul minții. Așa că, din când în când, mai arunc un ochi pe OLX să văd care mai sunt prețurile la apartamente. Poate, găsesc o ofertă de nerefuzat de la o mamaie fără copii, care vrea să se mute într-o garsonieră, iar cu restul de bani se bucure de ultimii ani de viață. Din păcate, până acum, n-am găsit nicio mamaie de asta, iar în ultimele luni, ultimul an de fapt, prețurile la apartamente au crescut de dracea mari. Bă, frate, sunt niște prețuri la apartamente în București de zici ca o parchet de aur, ești nebun. Așa că, de obicei, mă uit 5 minute, în jur de 5 ori, cum bate în gură apartament cu 3 camere 180.000 de euro, te-ai delii, dracu? Apoi închid, mă duc, îmi iau o bere din frigider să mă calmez și zic, bă, las, că nu e chiar așa rău nici cu chirie. Și apropo de chirie, trebuie să o plătesc acul la sfârșitul lunii, așa că povestea de azi este sponsorizată de World of Tanks, un joc cu tancuri numai bun de încercat dacă cumva te plictisești în casă. Practic, în World of Tanks ești un șofer de tank și te lupți într-un joc online cu alte tancuri. Tancuri sunt grămadă, peste 500 de tancuri, de la tancuri americane la tancuri rusești sau nemțești, pe care le poți conduce pe oricare dintre cele peste 30 de hărți, hărți care sunt inspirate din locuri reale. Și cea mai bună parte e că jocul e gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul de descriere, primești 250.000 de credite, să ai acolo de tancuri și alte nebunii, plus un super tank britanic cu care să faci ravagii printre inamici. Așa că, dacă îți plac tancurile sau dacă vrei să vezi cum e să fii șofer de tank, descarcă World of Tanks folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să alergăm împreună cu tancurile pe câmp. Nu, și astea fiind spuse, hai să revenim la povestea noastră. Ei bine, așa cum spuneam, mă încântă ideea de a avea un apartament al meu, însă până acum n-am găsit oferta aia atât de bună încât să mă facă să mă arunc la un credit pe 30 de ani. Asta până săptămâna trecută când primesc un mesaj de la Vasilica. Jimmy, am găsit un apartament în București pe acolo, pe la munci, e super bun la preț, poate te interesează. Inițial mă gândeam, da, sigur, bun la preț pentru tine, Vasilico, cel mai probabil pentru mine înseamnă scump ca drecu. Dar zic, nu, hai să vedem ce apartament. Intru acolo... Și bă, frate, nu părea rău deloc. Apartament cu 3 camere din 60 și ceva, cam vechi ce-i drept, dar într-o zonă decentă din București. Decomandat, 63 de metri plus balcon, la un preț de 53.250 de euro, zic. Bă, nu-i rău. Vorbesc cu Vasilica să-mi dea un credit de 43.000, nu de alta, dar Vasilica lucrează la o bancă, mai am eu 7.000 puși deoparte, mai fac cumva rost de 4.000 și ia-ți banii. Planul părea ok, numai că apartamentul avea o mică problemă. Nu era scos la vânzare de cineva, ci era scos la licitație într-un dosar de executare silită. De obicei, cele mai multe apartamente executate silit sunt cele de la oameni care nu-și mai permit să plătească ratele. Dacă ai credit și nu mai plătești rata, la un moment dat vine banca cu un executor, mă rog, și zice «Bosule, n-ai plătit rata de mai bine de jumătate de an, asta e, eu scot apartamentul la licitație». E puțin cam urât și cu siguranță trist pentru cei care trec prin asta și cu toate că nu-i vina ta, vorba aia dacă nu-l cumperi tu, îl cumpăr altul, tot nu-i plăcut să știi că stai în apartamentul cuiva care a ajuns în stradă. Din fericire însă, apartamentul pe care îl găsise Vasilica nu era de la cineva care nu mai avea bani să plătească rata, ci într-un dosar de partaj. Adică unul și cu una băgaseră divorț, nu s-au înțeles probabil să scoată apartamentul la vânzare și să împartă banii, așa că instanța a decis că trebuie scos la licitație. La prima licitație, când prețul era 71.000, nu s-a vândut, așa că a fost scos a doua oară cu 25% reducere, de unde și prețul de 53.250 de euro. Acum, eu nu știam exact care-i treaba cu licitațiile astea, dar mă uit un pic pe OLX, văd că apartamentele cu 3 camere pe acolo prin zone se vând cam cu 70-75.000, așa că zic, bă, îl iau, 53.000 apartament cu 3 camere în București, pomană direct. Așa că pun mâna pe telefon și îl sun pe executor. Bună ziua, în legătură cu apartamentul cu 3 camere la 53.250 de euro? Da, ce-i cu el? Păi aș vrea să-l iau.
Da, păi trebuie să depui 10% din valoare, adică 5.325 de euro în contul din anunț, după care trimiți oferta pe mail și ne vedem la licitații. Zic, cum trimit banii așa, nu văd și apartamentul? Nu, apartamentul nu se poate vedea, banii sunt garanția de participare, dacă nu câștigi apartamentul, îi primești înapoi. Zic, am înțeles, și ofertă? Ce ofertă? Nu e licitație de aia cu ridici paleta care dă mai mult? Ba da, da, așa e procedura, fiecare trimite o ofertă și apoi se începe licitația de la oferta cea mai mare. Zic, ok, am înțeles, hai că trimis, treți. Acum, nu prea m-a încântat pe mine să trimit 5.000 de euro așa pe ochi frumoși, fără să văd apartamentul, fără nicio garanție, fără nimica, că vorba aia, am mai auzit și eu lucruri la viața mea, dar zic, bă, păi, dacă astea-s regulile, astea-s regulile acum, na. Așa că intru în contul de la bancă, trimit cei 5.325 de euro, deja simțeam cum mă înțeapă sufletul, zic, aolo, mamă, 5.000 de euro, 5.000 de euro s-a dus să dea draci. Apoi trimit oferta, zic, bă, hai că nu trec chiar 53.250 de euro, trec și eu 53.500, să n-a, poate mai veni careva. Ai, trimit oferta, iar peste câteva zile trebuia să mă duc la licitație, așa că o sun pe Vasilica, zic. Vasilicu, vezi că m-am băgat la apartamentul ăla de mi l-ai trimis, dar dacă e să-l câștig, mă prezor și pe mine nu-mi crede 43.000 de euro, da? La care Vasilica... Aolo, păi da, trebuia să aștept și tu mai întâi să vedem dacă se poate. Zic, aaa, cum să nu se poate, nu ești un mare șef acolo la bancă, 40.000 ce dracu. Da, mă, hai că vedem, să întreb, că astea cu executările sunt mai complicate. Zic, hai bine, mă bazez acolo pe tine. Acum, nu făceam griji cu apartamentul, că doar nu degeaba e Vasilica, mare șef acolo la Libra Bank. Dar după ce am citit mai multe povești pe net despre apartamente scoase la licitații în care proprietarii dărmau pereții, scoteau gresia și parchetul, turnau vopsea în WC-ul să înfunde canalizarea și alte nebunii de-astea, îmi făceam grijă o leacă cu apartamentul. Vorba aia, nu știi niciodată de ce nebun ai parte. Dar aia era, cu plătisem deja garanția de 5.000 de euro, așa că peste câteva zile, deși mă băteau tot felul de gânduri de genul... O fi bine, o fi rău, mi-o face probleme, executorul n-o fi mână-mână cu careva și alte minuni de-astea, o pornesc îndoit către locul licitației. Ajung acolo, cam cu jumătate de oră înainte de ora licitației, acum evident eu speram să fiu singur la licitație, dar cum am intrat pe hol, era deja un neatitel, zic, tai să mă ferie al dracu, n-aveai și tu treaba ca să vinci tu repede acelea la licitații. Nu, pa era cu, vom vedea ce o ieși, așa că intru în biroul executorului să văd care-i treaba. Mă întâmpin o domnșoară la vreo 20 și ceva de ani, așa că zic, bună ziua, pentru licitație? La care asta, ai trimis banii, garanția? Zic, da, doamnă, cum, 27.000 de lei am trimis, uitați-vă de acolo. Îți dai seama, venisem cu hârtia printată și toate cele, vorba aia, nu trimis în fiecare zi 27.000 de lei. La care asta face, da, bine, așteaptă pe hol sau revin-o la fără 5. Zic, bine, doamnă, sărmână. Ies din birou, acum cât să fi stat acolo? 4-5 minute? Bă, dar în timpul ăsta, la ușă, deja mai apăruseră vreo 8-9 titei. Acum erau vreo 10 care așteptau acolo, gălăgie, priviri îmbufnate. Ia uite, bă, a mai apărut unul, zic, tăi, sâmba, ce miezoi cu ăștia, frate? Acum mai aveam vreo 20 de minute până să înceapă licitația, așa că mă așez acolo pe scări și încep să analizez concurența. Majoritatea erau gen rom cu școala vieții, care cel mai probabil n-aveau probleme în a da o familie cu 3 copii în stradă. Mai greu cu actele probabil, de fapt cu scrisul și cititul, dar sigur aveau ei pe cineva care să-i îndrume întrebările astea. Unii se știau între ei, de fapt majoritatea se știau între ei că probabil doar asta fac. Bagă banul, iau apartamentul, aduc o echipă ieftină de la văscăuții din deal și în 3 săptămâni apartamentul e proaspăt renovat și gata să intre pe piață cu adaos. Și nu zic asta doar că așa mi-au dat mie impresia, dar i-am auzit vorbind între ei. N-aveau nicio jenă, mai că era motiv de laudă, era unul. Da, bă, și l-am luat pe ăla de la Mihai Bravo cu 3 luni. Bun, el așa, 3 camere de comandat. Dar când am intrat acolo, știi cum era? Pa, peșteră, bă, frate, peșteră. Noroc că am găsit niște fraieri să-l închirieze 350 de euro pe lună, s-o apucă băieții să renoveze pe banii lor, au dat lavabilă, parche, mochetă, l-au făcut țavă. Îi mai lasă astea 3-4 luni și scol la vânzare, l-am luat cu 60 de biacul cu 100 ca popa. Altul era... Lasă-mă, bosule, că tu știi cât am tras cu ăla de la Victorie. Nu voiau să plece, băi, ești de ei bun. S-a pus aia în genunchi cu milogeală cu d-astea, că n-a reușit să ducă copiii, că s-o mai las 2 luni, că d-astea. Am luat tot direct pe sus, cu pături, cu pat, cu ce avea acolo. I le-am pus în stradă, dă-o recu, eu aveam clienți ce stau după ea. Bă, și nu ca așa erau 1-2, așa erau toți.
Bă, toți! Eu eram singur amărât acolo, singur pentru o haită de sapsari. Mă uitam ca prostul și nu înțelegeam ce mie s-o caut acolo. De fapt, singurul lucru care mă mai ținea acolo erau 5.000 de euro pe care îi plătisem. În fine, se face 12 fix, iese executorul la ușă și face: bună ziua, o să ținem licitația aici pe hol, că cu pandemia n-avem voie să intrăm toți înăuntru. Zic: nu, paha cu ea, cu hai să vedem. Se face liniște, s-apucă ăsta să citească publicația, biroul executorului judecătoresc nu știu care scoate la licitație publică imobilul situat pe strada nu știu care, ce face obiectul dosarului de partaj dintre doamna Cutăriță și domnul Cutăriță, apartamentul a fost evaluat la suma de 71.000 de euro, redus cu 25% fiind a doua licitație, în continuare voi citi ofertele. Domnul Gheorghiță, 25.000 de euro. Zic: băi, ești nebun, de recuma, nu începea de la 53.250 de euro. Domnul Lucian Popescu, 30.000 de euro. Zic: bă, ce mi-e zo, frate, nu mai înțeleg nimic. Domnul Chiraia Constantin, 31.000 de euro. Bă, frate, toate ofertele samsarilor erau sub 53.250 de euro. Nu înțelegem ce mi-e zo se întâmplă. Dar mă aflam mai târziu că dacă nu era nicio ofertă peste 53.250 de euro, se începea licitația de la oferta cea mai mare, chiar dacă era mai mică decât suma din publicație. Adică, teoretic, apartamentul se putea vinde și cu mai puțin de 53.250 de euro, dacă nimeni nu licita mai mult. În fine, ajunge ăsta la mine, face: domnul Jimmy, 53.500 de euro. Bă, frate, în momentul ăla, toată haita de samsari s-a întors către mine. Bă, frate, mai aveau pic și bârâiau la mine, ești nebun? Le stricase șmecheria, îți dai seama, deja le ridicase prețul de la 30 și ceva de mii la 53.500 de euro, zic. Hai să-mi că dacă nu mi-au eu bătaia afară, mare minune. În fine, termine executorul de stricat ofertele, eu evident aveam oferta cea mai mare, așa că asta face: ok, având în vedere oferta cea mai mare, licitația începe de la 53.500 de euro. Pasul este 500 de euro. Toți am sari încruntați, mai să muște de mine, mă răiau printre dinți. O dracu ăsta, bă, cu oferta lui, vine repede să strice prețul. Executorul face: începem de la cel care a oferit cel mai puțin, domnul Gheorghiță, rămâneți? Oferiți mai mult de 53.500? La care domnul Gheorghiță: două, rămân, 54.000. În regulă, următorul, oferiți 54.500? Nu, mă retrag, tu în gură pus-o cu oferta lui. Nu și tot așa, unul renunța, altul plusa cu 500 de euro, până să treacă pe la toți și să ajungă din nou la mine, prețul sărise deja la 58.000, eram... Tai, sâmba, ce-i drept cu fav? Zic: oi, mergi eu până la 60.000, apartament cu 3 camere, tot e bine. Băi, zic lui Vasilica să-mi dea credit 50.000. Executorul face: deci, domnul Jimmy, oferiți mai mult de 58.000? Bă, și nu știu ce mi-a venit, m-a luat valul, zic: duceți-vă dracu. Da, domnule executor, 60.000! Bă, frate, toată haita de samsar cu băile cap. Ia, uite la asta, bă, tu-ți dumne, luați-aș familie! Bă, ești de bun, mai avea un pic și bălișeau acolo, îți dai seama, le sărise prețul de la 58.000 la 60.000. Executorul era: liniște, liniște, deci avem 60.000. Domnul Gheorghiță, oferiți mai mult? Nu, mă retrag, tu lângă. În regulă, domnul Constantin? Nu, mă retrag și eu. Bă, se retrăgeau ăștia pe capete, frate, zic, da, ești de bun să vezi că l-a luat. Da, aparent, licitația nu era gata, că dintre toți s-a trezit unul. Da, domnule executor, 61.000. Acum, dacă stăteam să o gândesc logic, eu n-aș fi dat mai mult de 60.000 pe apartamentul ăla. Nici banca probabil că nu mi-ar fi dat. Dar cum intrasem deja în febra licitației, fără să-mi pun creierul la contribuție, zic 62.000. Că doar ce dracu, nu dădeam de la mine. Neatâna se face 63.000 aici. Eu 64. Bă, ești de bun, aruncam cu miile de euro de parcă eram fisul lui Becali. Singura problemă era că eu n-aveam miile alea de euro. Bă, da, imediat cum am zis 64.000, primesc un mesaj de la Vasilica care zicea: Jimmy, am întrebat la juridic și nu cred că poate să-ți dea banca credit pentru apartamentul ăla. Bă, frate, atunci m-a lovit realitatea, zic, tai sâmba, tai sâmba, ce-am făcut, mâncața-și gurata. Tănase, dă-i și aici, dă-i și aici, și fri al dracu că mâine mă vezi la cămătari. Problema era că Tănase nu zicea nimic, zic, tai sâmba. Să vezi că dacă mi-l lasă, mi-l lasă la 64, mi-a dat tevelie. Bă, frate, era terminat, zic, nu, că nu să... Ce-a făcut Dorele? Bă, dar cum fierbeam acolo, rugându-mă la toți biezăii ca Tărase să dea 65, aud un samsar din spate. Tănase, dă-i mult, bă, dă-i, umflă-i prețul de-l dracu. La care Tănase, că apare nici pe starul lui cea prea bul capul, face 67.000, domn executor. Zic, mă retrag, mă retrag, gat, mă retrag, m-a retras, gat.
Bă, frate, i-a căzut fața lui Tărase. Hai, tată, să-mi sor, băi, să măcări. Bă, tu-ți Dumnezeu, tot așa familia, bă, tu-ți Dumnezeu. Zic, domn executor, cum fac să-i recuperez garanția? Ăia, 5.000. La care ăsta, completez aici o cerere sau o trimis pe mail, dacă vrei și a doua zi primești banii. Zic, pe mail, gata, pe mail. Sănătate, o zi bună, felicitări, domn Tănase, și direct du-te, adică m-a spart acolo o rachetă. Nu de altă, dar la cum lătrau ăștia la mine, dacă mai stătea mult, sigur bălișea haita de samsari. Acum, sincer, trebuie să-i mulțumesc lui Vasilica, că la cum mă luase valul acolo la licitație, dacă nu primea mesajul ăla, sigur licitam 70.000. Și cum credi nu primeam, că din câte am aflat ulterior, apartamentul respectiv avea mai multe probleme, povestea de asta ar fi numit probabil cum am luat 70.000 de euro de la căbătări. Dar, din fericire, n-am luat apartamentul, am scăpat viu din mijlocul haitei de samsari și a doua zi mi-am recuperat și cei 5.000 de euro. Deci, în final, totul s-a terminat cu bine. Probabil nu același lucru poate spune și domn Samsar Tănase, care a trebuit să scoată din buzunar cei 67.000 de euro. Deci, chiar dacă îl vinde cu 75.000, cu renovare, acte și toate cele, sigur, iese pe pierdere. Nu și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți am fain, bea o bere, sau mai multe, în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, e greu să câștigi un apartament ăsta la licitație. Mafia e deja formată, samsarii au relații, au echipe, mâre la tine dacă le strici prețul, e greu. Dar dacă totuși vrei să încerci, vorbește cu Vasilica să-ți aprobe creditul înainte să te bagi. Nu de alta, dar în caz de ceva, nu cred că vrei să apelezi la căbătari. Cheers!